Este o oportunitate să fii cercetător în România zilelor noastre? Doamna profesor, primul răspuns pe care vi l-aș putea da la prima vedere este da, este o oportunitate să fii cercetător, mai ales într-un colectiv extraordinar cum este colectivul de cadre didactice al Facultății de Drept și Administrație Publică. Eu conduc Centrul de Cercetări Juridice de pe lângă Facultatea de Drept și Administrație Publică. În cadrul acestui colectiv am niște colegi minunați cu care am realizat foarte multe proiecte. Pentru mine a fost chiar o provocare să fiu la conducerea acestui centru de cercetare care se bucură deocamdată de un prestigiu național, întrucât noi am pornit, am pus bazele unei noi reviste care aparține de Facultatea de Drept și Administrație Publică Spirul Haret. Noi avem un site foarte bine organizat al Centrului de Cercetări Juridice și dorim să dezvoltăm proiecte de cercetare științifică pe care ni le oferă diferite instituții din subordinea Ministerului Învățământului.